După o muncă de circa 25 de ani în care a luat la pas fiecare cotlon din județul Hunedoara pentru a fotografia crucile și monumentele eroilor din primul și cel de-al doilea război mondial, cercetătorul științific dr. Daniel Iancu a primit medalia aniversară Centenarul Marii Uniri, conferită de președintele României. Ceremonia de înmânare a acestei distinții a avut loc ieri la Muzeul Național Cotroceni. Daniel Iancu, cercetător științific în cadrul secției de istorie și arta Muzeului Civilizației Dacice și Romane Deva, este singurul hunedorean care a primit medalia aniversară Centenarul Marii Uniri, conferită de președintele României. Ceremonia de înmânare a acestei distincții a avut loc ieri la Cotroceni, fostă reședință domnească și regală, în preajma celebrării centenarului încoronării de la Alba Iulia din 15 octombrie 1922. Daniel Iancu a primit această distincție ca urmare a contribuției sale importante la apărarea valorilor în numele cărora s-a înfăptuit Marea Unire. O experiență pe care nu cred că o să mai trăiesc vreodată. Este o experiență unică să ajungi la Palatul Cotroceni, la Muzeul Cotroceni și să primești medalia și diploma aniversară, medalia aniversară și diploma Centenarul Marii Uniri. Practic, nu m-am așteptat. În cei aproximativ 25 de ani, Daniel Iancu a reușit să fotografieze peste 1000 de monumente și cruci de eroi decedați pe fronturile din ambele războaie mondiale, dar și din timpul Revoluției lui Horia, Cloșca și Crișan și a celei de la 1848-1849, condusă de Avram Iancu. Schimbă cu ceva cursul carierei dumneavoastră această medalie aniversară pe care ați primit-o? Nici de cum. Pentru că nu este, nu ai nici o alt, deci practic este o recunoaștere a muncii pe care am făcut-o pe teren atâția ani, dar în rest nu există niciun beneficiu, nici material, nici științific. Până la urmă a fost plăcerea mea să mă duc și să recuperez memoria celor care au murit pentru întregirea neamului, pentru unirea de la 1918 și acum mi-a fost conferită în cadrul centenarului încoronării din 15 octombrie 1922. Daniel Iancu promite că nu se va opri aici, din cercetarea sa de teren, iar în perioada următoare toate fotografiile vor fi cuprinse într-un album, putând fi admirate de către toți doritorii.